Bună ziua, mulțumim pentru disponibilitate. Am avut o conferință extraordinară a organizației județene, prilejuită, ocazionată, provocată de congresul extraordinar al Partidului Social Democrat din 29 iunie. Asemenea conferințe se mai derulează în țară, avem și rândul Bacăului. Am să vă spun câteva idei, după care să răspundem întrebărilor noastre. În primul rând, aveți în față o organizație care are 8 parlamentari și un europarlamentar. Sper să rămânem o organizație interesantă și atractivă și pentru mass media și pentru băcăuani. În primul rând, s-au aprobat cei 138 de delegați care vor merge sâmbăta viitoare la congres. Au fost validați, aleși și validați 4 personalități ale organizației județene PSD Bacău pe 4 funcții, unele vacante, altele care s-au vacantat astăzi, și am să le iau în ordine. Președinte executiv a fost ales domnul Lucian Șova, secretar executiv al organizației județene PSD Bacău, domnul Ionel Floroiu, vicepreședinte pe unul din posturile vacantate, domnul deputat Costel Dunava, al doilea vicepreședinte a fost abilitat BPJ-ul să-l nominalizeze și să-l voteze până la finalul lunii septembrie, și secretar domnul Silviu Pravăț, fostul secretar executiv. Este o operațiune firească de reorganizare, regrupare, strângerea rândurilor după veștile și bune și mai puțin bune pe care ne-a oferit examenul electoral din mai, 26 mai 2019. Noi această conferință, oricum, dacă nu era conferința Congresul Extraordinar, această conferință oricum o făceam la finalul lunii august sau la începutul lunii septembrie, pentru a lua măsuri organizatorice care se impun după semieșecul, să-i spun, din mai 2019. Deci acestea sunt funcțiile politice. Salutăm validarea în funcția de senator a doamnei Carmen Dima. Consilierul județean care va veni în locul dânsei este domnul Ionuț Andrieș, un membru mai vechi și foarte harnic al acestei organizații județene. Aceste mutații, acestea au fost provocate și de vestea bună că avem organizația PSD Bacău, are europarlamentar în persoana subsemnatului. Dacă e să fac și o mică paranteză, cineva din presa băcăuană m-a întrebat, mi-a cerut prima declarație din Parlamentul European și am spus va fi pe 2 iulie, după ce se va constitui, după ce voi fi validat ca și parlamentar european. Deocamdată suntem în etapa de aclimatizare, în etapa de completare a foarte multor documente. Nu sunt încă europarlamentar validat, voi fi cu data de 2 iulie, dar ce pot să vă spun este că tot am vorbit în această campanie de, și nu numai în această campanie, de vreo 3-4 ani, 5 ani vorbim de Bacău-Brașov. Comisia pentru care am optat din Parlamentul European să fac parte este Comisia Regio, Comisia de Dezvoltare Regională, ca membru plin și ca membru supleant, în Comisia de Transporturi. Dacă nu se vor ivi lucruri spectaculoase, cam acestea vor fi pozițiile pe care le voi ocupa și pentru care cred că am experiența necesară să mă calific. Evenimente spectaculoase pot rezulta din noi adeziuni la grupul socialiștilor, fel de frământări care se întâmplă acolo. Ați văzut, nici acum nu sunt degajate soluții vis-a-vis de viitorul președinte al Comisiei Europene, a Parlamentului și toate funcțiile care se negociază acum la vârful Europei, dacă pot să spun așa. Deci eu îmi doresc să nu apară vești de altă natură și să ocup funcția de membru în Comisia Regio, membru plin.
O știre politică, nu foarte nouă, dar astăzi are și caracter oficial. L-am exclus din rândurile organizației județene PSD pe primarul Târgu Ocnei, domnul Ștefan Șilăchi. V-am mai spus și în luna martie că, practic, ne-am cam despărțit drumurile. Chiar dacă PSD-ul nu traversează un moment fericit, asta nu înseamnă că nu trebuie să luăm măsuri organizatorice și politice și morale care se impun. A fost exclus, am expus acolo argumentele, votul a fost în unanimitate și nu este o știre de trecut cu vederea excluderea unui primar de oraș din județul Bacău, în persoana domnului Ștefan Șilăchi. Cam acestea sunt veștile pe care vi le pot da din sânul formațiunii politice PSD Bacău, din desfășurarea acestei conferințe extraordinare. În rest, mă bucur să aud că astăzi, de exemplu, domnul deputat Șova a fost la șantierul Centurii Ocolitoare și acolo ritmul lucrărilor este unul susținut. Am auzit că la insula de agrement se lucrează, o să merg și o săptămână viitoare, se lucrează foc continuu. Trebuie să recunoaștem că în condițiile meteorologice n-am avut un aliat pentru aceste două obiective. La pod, la Unești, se lucrează. Până la 1 iulie vor începe lucrările la drumul național Bacău-Mâinești, pe o lungime de 42 de kilometri, drumul de lucrări de asfaltare. Săptămâna viitoare, Consiliul Județean ne va invita și vă va invita la o excursie prin județ ocazionat de semnarea două contracte de drumuri județene pe PNDL destul de importante. Unul la Poduri, Comuna Poduri, altul la orașul Dărmănești. Locațiile, am înțeles, la Consiliul Județean sunt bine alese, sediul primăriei Poduri și zona barajului de la Valea Uzului, pentru că drumul pe o lungime de 7 km acolo se derulează. Și aceasta este modalitatea prin care noi înțelegem să aducem plus valoare acelei zone, nici de cum ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Da, ne știți poziția și ne cunoașteți abordarea. Deci drumul județean 123, drum care poate da, crește potențialul turistic al acelei zone, va intra în execuție încă din acest an. Înțeleg că și centura ocolitoare va avea parte de o dare în folosință pe brațul vestic, cel care pleacă de la Nicolae Bălcescu și se oprește la Luizi Călugra, va avea asfalt până la finalul acestui an. Toate sunt niște provocări pe care noi, de care noi înțelegem să ne ținem în continuare și să demonstrăm oamenilor că suntem oamenilor care ne-au votat și celor care ne-au votat că suntem o organizație care ne ținem de cuvânt. Și nu abandonăm niciun obiectiv. Și de aceea salut și mini-conferința de presă de ieri de la aeroport, care încununează munca unei echipe și de la fostul Consiliu Județean și de la actualul Consiliu Județean, o muncă foarte o muncă care nu s-a dovedit a fi decisiv, dar foarte laborioasă, cu discuții la Consiliul Concurenței, cu discuții la Digi Regio, da? Și astăzi putem vorbi că aeroportul internațional Bacău este și va fi modernizat din fonduri europene. Asta apropo de cei care au fost extrem de pesimiști și neîncrezători cu acest obiectiv. Întrebări, dacă aveți. De ce PSD opolește subiectul fraudării alegerilor? Există o discuție în care despre regulile de zi, despre procese verbale, care nu se uită la prioritatea lui King Sense Team. Am găsit și alții, inclusiv în procesul Bacău, secții cu și pe fata sa Maurice. Nu știu, care PSD? PSD național sau PSD local? Sunt două explicații. Una politică și una umană. Una umană, suntem o organizație care, deci nu ne despar practic nici 25 de zile de la scrutin. N-a fost o perioadă ușoară nici pentru organizația noastră, nici pentru organizația națională. Încercăm să ne regrupăm, să ne organizăm, să găsim cele mai bune soluții, vedeți, și la nivel județean și vedem ce va ieși și la nivel național.
E a treia ședință extinsă a PSD-ului în 25 de zile. Deci nu suntem într-o situație facilă. După rezultatul bun de la localele din 2000, foarte bun de la localele din 2016, au venit acest rezultat care și are și ele explicațiile, dar nu numai într-o zonă sau într-o persoană, și căutăm să le identificăm. Am spus asta și la precedenta conferință de presă și la precedentul comitet executiv. Sunt mai multe explicații la rezultatul acela și probabil și care vin și din această zonă. Dar este ca și calcul politic, acum vorbesc în numele organizației județene PSD Bacău, ca și calcul politic, e riscant acum să vorbim de această temă a fraudării alegerilor, neavând încă indiciile, cum se spune, temeinice. Neavând indicii temeinice, având materiale de presă. Totuși, n-am aprofundat, recunoaștem că n-am aprofundat această temă, politic e riscant și noi vrem totuși să fim realiști, ancorați în realitate. Și să analizăm exact care au fost cauzele, pentru că sunt cauze care poate au ținut și de noi, dar sunt cauze care cu siguranță n-au ținut de noi. Atâta timp cât, și nu vă dau un răspuns diplomatic, atâta timp cât nu s-a terminat perioada de depunere a candidaturilor, ar fi prematur. Deci astăzi nu s-a dat nicio rezoluție în acest sens, pentru că nu s-a încheiat această perioadă de depunere a candidaturilor pentru cele trei funcții care vor fi votate sâmbătă viitoare. Nu, m-a întrebat, domnul Popescu m-a întrebat de ce se întâmplă sâmbătă viitoare. Deocamdată, totuși, partidul ăsta a avut de trecut o moțiune, cu șansele cele mai mari cotată, a trecut cu bine acest hop, acum pregătim congresul, unii au spus că acum este bine să fie congresul, că trebuie autoritate conducerii, sunt argumente și pro și contra, ne organizăm pentru congres. Avem 138 de delegați, după ce se va încheia perioada de depunerea candidaturilor, o să avem o discuție vineri seara în București, toți delegații, și vedem încotro o luăm. De tot. E conferința extraordinară, conferința de obicei, pe statut, are puterea cea mai mare. Conferința are puterea cea mai mare. Nici de cum comportamentale. Nu, au fost, și știți că discutăm acest subiect de vreo un an și jumătate, din martie anul trecut, când a fost retras din birou permanent. Am să fiu foarte plastic, nu pot să explici neasfaltarea drumului de la Salină aruncând mingea în curtea Consiliului Județean sau a Guvernului PSD, cei care caută soluții de rezolvare. Guvernul PSD i-a dat finanțare, Consiliul Județean s-a oferit să preia acel obiectiv, să-l finalizeze și tu să explici în continuare. Asta e suficient, acest argument. Și mai sunt multe altele. E și o mișcare, repet, am spus, e o decizie care are și resorturi morale, și resorturi politice, și resorturi de orice natură, și administrative, de orice natură. Nu, eu v-am mai spus în martie, cred că, eram pe 8 martie la semnarea contractului pe Horgești, pe DJ-ul la Horgești, am spus că nu, practic ne-am despărțit, drumurile noastre s-au despărțit. Am spus-o înainte de campanie, deci nu ne-a fost teamă. O spunem și în aceste vremuri complicate și tulburi pentru PSD. Nu putem sta chiar cu oricine de dragul de a fi mai mulți cu un primar. Nu, chiar e... Noi putem greși, dar nu putem fi luați de naivi, ca să nu spun altfel. Noi putem greși în deciziile noastre, chiar și în această decizie poate greșim. Dar naivi nu putem fi luați de naivi. Păi nu. Toate problemele trebuie rezolvate instituțional. Este o echipă de audit, din câte auzisem. Da, este. Păi, domnul Șotcan, doamna Brașoveanu, pot răspunde ce sunt, doamna deputat.
documentele necesare unei analize de la comunitatea Tocna, urmă să se întocmească un raport și, în funcție de acest raport, să vedem dacă există motive întâlnite pentru revizuirea contractului, pentru că, în acel moment, ar exista și posibilitatea de preluare a acelui lucru de către Consiliul Județean. Corect. Corect. Trebuie întâi, poate greșim noi, nu? Trebuie identificat dacă sunt motive de... Da. Certe că drumul bate pasul pe loc. De ce bate pasul pe loc? Trebuie să existe răspuns la întrebarea asta. 2015, când ar s-au făcut sute de kilometri. Da. Să termină avem, adică să termină centura înaintea drumului la Salină? Și noi ce să facem? Stăm cu mâinile în sân. PSD-ul reprezentat de domnul Șilochi. Să fim serioși. Un kilometru 200 sau câte? Un kilometru, nici un kilometru, 800 de metri. Făceai cu roaba. Conducerii PSD cu primar Șilochi s-a degradat pe etapă. Setele au fost înainte alegerii din 2016 că... Da. Că nu să-i spui de motivul statului. Dar să știți că decizia asta n-am luat-o nici cu patimă, nici cu judecând cu inima. Judecând cu... Pragmatic. Pragmatic, nu. Dar nu, dar eu vă spun ca și președinte a CJ și vă confirmă și actualul președinte CJ. S-au făcut alocări de la CJ pentru diverse proiecte în Târgu Ocna și nu s-au absorbit banii. Nu s-au tras acei bani pentru parcul balnear. Da, da, avem parteneriat. Doi, sunt 3 milioane de euro pe PNDL pentru infrastructură, în educație. Vă amintiți că în martie 2018? Nu. Există, dar oricum, știți cum există riscul? Nu se absorb. Și dacă nu se absorb, când va veni un alt guvern, spune, dom'le, ce nu s-a făcut? La revedere. Adică, martie 2018, s-a semnat contractul, a fost domnul vicepremier Stănescu, atunci vă amintiți, în curte la colegiul Costache Negri și nici n-am ajuns în etapă de licitație, după un an jumate. Adică asta, noi nu putem face casă bună cu așa ceva. Ne despărțim. Nu, să știți că noi nu suntem aici. Cred că acum două săptămâni, la nunta domnului Pravăz, ne-am întâlnit cu toții la aceeași eveniment mondan, tot partidul. Dar în rest nu facem vacanțe împreună, nu facem concedii împreună, nu mergem la anunț, la botezul, la cumetrii, neapărat pe criterii de partid. Dar asta nu înseamnă că nu ne putem despărți de cineva care... În mod repetat, își bate joc și de partid și de cetățeni, nu în ultimul rând. Și mai avem discuții între noi și cu alți aleși locali, nu-i problemă. Și noi între noi mai avem discuții, dar, repet. V-ați gândit la un candidat pentru funcția de primar și sunt bună? Chiar dacă nu ne-am gândit, trebuie să ne gândim. Ne gândim, ne tot gândim, am avut încercări, o să mai avem. Căutăm. Asta e sarcina unei echipe politice, să găsească câștigătorul la capăt. Dacă era ușor, se chema fotbal. Fotbalul e ușor. Politica e mai grea. Sunteți malițios, ironic sau... Eu știu că aveți o relație specială cu dânsul și domnul primar Necula este plecat din țară. N-a participat la această ședință din aceste motive, nu din alte motive. Nu, ca de obicei, nu. De ce? Nu. Păi, ultima conferință a fost în stânga mea aici. A fost. Nu. Deci nu căutați un subiect unde nu este. Uitați, și cu domnul primar Nicola avem discuții în interiorul partidului. Mai, dar principiale, cât de cât principiale. Nu de genul, adică sunt niște explicații la toate. Nu ce explică domnul Șilochi. E foarte bun exemplu din această perspectivă. Avem discuții, dar... Nu știu acum dacă îți spune de timp, dacă v-ați dat periodul de parlamentamente sau după, dar sunt prezent în Senat, cum s-a votat în menținerea pensiilor sociale? Păi nu, n-am fost. Eu mi-am dat demisia pe 14 septembrie, iar de fapt n-am mai fost la Senat pentru că de vreo două săptămâni merg la Bruxelles de marți până joi, că sunt niște formalități de parcurs. În a fi validat pe 2 iulie la Strasbourg. Și grupul social.
Domnul Smarandache, cred că a fost, nu știu, trebuie verificat aici, pe site-ul. Poți să răspund. Nu, domnul Smarandache n-a fost. În concediu. Nu, n-a fost săptămâna, a fost în concediu săptămâna trecută. Da. Da. Era o serie de organizații locale care nu aveau președinți aleși. Cum ar fi? Bacău. Bacău nu, e interimar în continuare. Oneștiu este ales în octombrie anul trecut. Coborâm Buhu și ales în aprilie anul acesta. Târgu Ocna avem interimar de mult timp. De mult timp avem interimar, practic anunțând desnodământul de astăzi. Comănești avem, n-am avut timp să facem alegeri la Comănești, la Dărmănești este domnul Costel Balaș fixat cu alegeri, la Moinești au fost alegeri. Nu, deci Bacău a rămas, dar n-a rămas din motive obscure. Eu am rugat organizația municipală să se regrupeze, să se organizeze binișor, să-și aleagă momentul în care fac această conferință municipală, pentru că ea nu, și de fapt asta a și fost rostul la toate orașele și la toate municipiile, să fie un eveniment administrativ și lansarea unui mesaj politic. E treaba municipalei Bacău când își face conferința municipală, din punctul meu de vedere poate să rămână și interimari, dar trebuie să-și aleagă bine momentul, pentru că atunci, dacă vor să fie candidații cu cele mai mari șanse pentru câștigarea primăriei Bacău, trebuie să fie un moment bine ales și un mesaj și mai bine ales. Un mesaj și mai bine ales, pentru că dacă doar bifăm o conferință municipală, n-am făcut nimic. Conferința municipală în viața unei organizații este un moment important, cu atât mai mult a unei organizații care mai puțin de un an are cea mai grea bătălie politică pe care a avut-o vreodată. Pleacă de pe poziția de titular al postului și trebuie să explice foarte multe lucruri care nu s-au întâmplat. De exemplu, cu domnul Necula, dacă m-a stârnit, am avut discuții de N ori și știe bine și am spus-o și în spațiu public legat de foarte mulți funcționari publici din primăria Bacău, care nu înțeleg să-și schimbe atitudinea în raport cu cetățeanul. Da, s-a făcut la CJ, la primărie treaba primarului să o facă. Da, Sorin. Ați avut o analiză, am venit organigrama în Consiliul Județean, o primă etapă, s-a finalizat evaluarea pe toată acum o lună de zile, evaluarea performanței profesionale, o să urmeze și o altă etapă. O creștere a vitezei la Consiliul Județean totuși s-a sesizat. Vedeți că vă plictisim cu... Dar joi sper să nu vă plictisim. Adică CJ-ul sper să nu vă plictisească cu microbuzul, cu... să mergem puțin prin județ, să vedem județul, că nu se termină pe Mărășești 6 Bacău. A crescut ritmul, s-au semnat contracte, e al 5-lea sau al 6-lea, mai urmează vreo 2-3 pe fonduri europene. Spitalul Județean dă drumul la licitație la UPU, depune autorizația de construcție pentru modernizarea pe Compania Națională de Investiții a clădirii vechi de la spital. Nu, e o vizibil, cu ochiul liber, o creștere a vitezei la Consiliul Județean. Dacă vreți un răspuns scurt și explicit, comparativ cu anul 2018, prima jumătate la Consiliul Județean e una bună spre foarte bună, ca viteză de dezlegare a unor proiecte importante pentru județul Bacău. Am și eu, am avut o rugăminte și sper că Consiliul Județean vara asta să se achite de ea. Cred că un premier o să o auziți, dar vreau o hartă interactivă și nu mi-o luați în nume de... nici nu luați în râs. Vreau o hartă interactivă a drumurilor comunale, județene și naționale care s-au asfaltat, sunt asfaltate și care se vor asfalta în zona de est a județului, tot ce înseamnă dincolo de Siret și de Siret, repet, drumuri județene, drumuri comunale și drumuri naționale, o hartă pentru dedicată cicliștilor și bicicliștilor din județul Bacău. Păi nu, știu, nu luați, nu, unii, dacă era domnul Scripăț acum, mă lua în râs, că el mă ia în râs când vorbesc de bicicletă, dar asta e.
foarte mulți, foarte mulți băcăuani, încep, din ce în ce mai mulți băcăuani constat și în ziua votului, dar și în, neapărat în ziua votului, merg pe bicicletă. Eu vă spun că pe zona de est, care este o zonă absolut minunată și cu oameni absolut minunați, care a nemeritat a trecut în plan secund în județul Bacău, își poate găsi în, această, în acest mod de practicare a timpului liber, bicicleta, o dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung. Sunt drumuri într-o stare foarte bună, practicabile, puțin sau mai puțin circulate, traficate decât celelalte din zona de vest a județului, care pot oferi ceea ce își doresc oamenii care merg cu bicicleta. Siguranță, securitate, liniște, natură, oameni curați, că sunt, e plină zona de est a județului și poate vara aceasta Consiliul Județean ne va oferi această surpriză plăcută să... Încetul cu încetul se vor face lucrurile astea. Sunt, nu sunt foarte multe, nu sunt ca ciupercile după ploaie, dar eu sunt convins că o să apară la un moment dat. Gândiți-vă numai la mănăstirea de la Răchitoasa, ce bijuterie arhitectonică și ce semnificație are. Sunt doar 50 de kilometri până acolo, sau 60, jumătate într-o stare foarte bună, jumătate peste un an sau doi într-o stare foarte bună, când contractele pe port vor începe să producă efecte. Se întâmplă lucruri importante și în județ, și în zona de vest, dar în zona de est cu precădere. Foarte multe drumuri comunale județene, primari destoinici, primari care au depus pe proiecte, au făcut și drumuri comunale pe PNDL, au făcut și drumuri pe AFIR, au făcut niște drumuri în câmp care chiar se leagă, Coloneștiu cu Plopana, au un drum foarte, foarte interesant peste culmile de acolo, dar asta când să aibă Consiliul Județean o inițiativă de a face o info excursie prin acea zonă, și pentru că acum s-au întâmplat lucruri și se poate face acest lucru. Acum 5-6 ani nu se putea, că asta este. Pe site-ul CJ, unde consideră dânsii că e mai ușor de accesat și mai ușor de promovat. Serviciu de turism, serviciu de salvamont. Eu doar ca practicant al acestui sport, mi-aș dori foarte mult să existe așa ceva. Și o să vedeți mulți băcăoani care au acces la informații și merg pe bicicletă, o să acceseze acea zonă. Și o să înțeleagă că noi ăștia de la PSD, chiar când mai promitem, mai și facem lucruri, și o să descoperiți o zonă de est a județului alta decât și dumneavoastră și cei și respectivii, alta decât cea pe care și-o imaginează. La ce site se lucrează? Nu mai știu, rugămintea mea e din luna aprilie, nu știu. Așa cum este pe site-ul Consiliului Județean acum, harta serviciilor sociale, harta serviciilor medicale, sau cei care vrește să organizeze, să vadă ce servicii la medici de familie, ce alte tipuri de servicii acolo, sigur că după ce finalizăm și discutăm, o să apară și pe, atât pe site-ul Consiliului Județean, cât și pe site-ul Serviciului de Specialitate, Serviciul Județean de Turism și Salvamont. Tot în zona de est, sper că într-un timp foarte scurt să mai dăm o veste bună de acel drum interjudețean, a fost împărțit în trei loturi și două loturi sunt într-un stadiu destul de avansat. Azi a fost ultima întâlnire cu reprezentanții ANAF-ului și sper săptămâna viitoare să mai fie, adică este programată o întâlnire și cu celălalt loc, și mai explic imediat care sunt cele două loturi avansate. Și sperăm raportul de procedură final și după care, conform procedurii, probabil în 10-15 zile, maxim 30 de zile, să putem semna contractul de proiectare și execuție. Este vorba de lotul 2 de la secție din DN2F, izvorul Berheciului, și lotul 3, izvorul Berheciului, toată Valea Zeretinului, podul Turcului, până la limită cu județul Vraci. Nu uitați că anul acesta s-a semnat DJ la Horgești, zona de est, DJ la Filipeni, zona de est, DJ la Motoșeni Stănișești, zona de est, Corbasca Tătărăști, înțeleg că a fost contestat, eu există o contestație, dar asta este, poate va fi confirmat punctul de vedere a CJ-ului. Sunt cele două care a prezentat domnul președinte
Asta mergem săptămâna viitoare, dacă o să răspundem, eu vreau să răspund invitației Consiliului Județean și să mergem pe zona de vest. Și a mai rămas DG pe PND, sunt și pe fonduri proprii, DG 119 la Crăciun, este de valoare și cel care a prezentat un pișit aici de la Lipova, da, da. DG, cea care pe fonduri proprii. Autorizații din construcții și sperăm că foarte scurt să dăm la ordinul din cetere și tot zona de vest a Lipovărușoare, nu știu. Mănăstirea Arhidoasă, în Consiliul Județean ne-am preluat acest segment de drum. Sperăm, iarăși în foarte scurt timp, în maxim 2 săptămâni, să dăm o mână de aici, trebuie să facă și acest sector. La anul să mergem la Mănăstirea Arhidoasă pe asfalt, de la Bacău până la Calea Buradului s-a făcut, de Bacău Vaslui s-a făcut, se face tronsonul ăsta cu izvorul Berheciului, drumul ăla comunal preluat de CJ punctual pentru această mănăstire. Acest drum Lipovaroșior pe granița de est cu Vaslui Neamț, care e important și acesta, dar asta probabil va fi altă discuție. Rețineți Bacău Moinești. Știți că l-am promis la un moment dat. El vine din consecința anului 2018 de la transporturi. Se întâmplă acum și băcăoane și moineștenii și cei din Mărgineni și cei din Scorțeni și cei din Ardeoani și cei din Măgirești să știe că în luna septembrie vor circula pe asfalt pe această rută. Și sigur și porțiunea dintre Moinești și Comănești. Atenție, este o porțiune între Moinești și Comănești care e în administrarea CNAIR-ului și e și acea mică porțiune. Mică, dar... Care e 170? Sigur, sunt câteva segmente în care a fost făcut din bugetul propriu a Consiliului Județean și anul trecut și anul ăsta. Noi vorbim diferența spre Verzunț, care este pe PND. Practic se completează. Da. Și împreună cu colegul meu, domnul vicepreședinte, ținem foarte aproape. Vă sun eu imediat, că sunt conferințe extraordinare. Avizii din partea Consiliului Județean, da. Certificat de urbanist, autorizații de construcție, de toate aceste proiecte, fie că sunt finanțate de la PMTD, de la Compania Națională de Investiții, POR sau AFIR sau alte surse de finanțare, sau fonduri POR. Bun, întrebarea era când se lansează site-ul ăla cu drumurile, nu? Vara asta, nu? Da, vara asta. În calitate de cetățean. În calitate de biciclist, am întrebat. Nu. Sunt atât de multe asfaltate încât e de actualitate harta asta. Și una de informare. Uite, tronsonul ăsta e impracticabil acum, dar intră în execuție în 2 luni sau e licitație. E important. Dar ea va fi punctual făcută pentru acest segment. Pentru că așa e simplu, se poate accesa dacă un biciclist vrea să afle un drum, intră pe PNDL și vede. Pe program de guvernare PSD, da? L-am făcut degeaba, că n-a intrat nimeni să vadă cam cât s-a asfaltat. Asta este. Poate organizația județeană, nu neapărat acum, ne poate da pe mail care sunt activitățile generale așa, pe care le fac domnii NAPA, doamna Părătău, în Parlament. Sunt pe site. În primul rând, ele sunt pe site public. Dacă vreți să... Nu, eu înțeleg și ironia dumneavoastră, dar greșiți profund. Faptul că nu se întâmplă conferință de presă în zona pe care o reprezintă, nu înseamnă că nu au activitate. Au activitate parlamentară și au activitate de teritoriu. Că eu, acum să nu fim, dumneavoastră vă doriți la conferința de presă subiecte cât mai tabloidizate și eventual 1-2. De obicei, noi nu venim întâmplător în formula aceasta. Din 2 motive venim așa. Odată transmitem ideea de echipă și de unitate și doi, puteți adresa punctual întrebări și doamnei Hărătău și doamnei Nava sau oricui de aici. Dacă dumneavoastră țintiți de obicei cancanul sau tabloidizarea, n-are domnul Dunava cum să raporteze ce a făcut în luna aprilie la Parlament. Deci aveți impresia că rupăm întrebările de cancan, nu? Nu, am impresia că puneți întrebări malițioase. Și nu... Și cred că am o impresie... Poate nu sunt malițioase, poate... Așa le interpretez eu. Activitățile vor la interpretație se
la ceilalți se va mai putut în acest moment. Dar nu o să mai fac întrebări atunci ca să nu vă mai putut. Dar nu m-ați deranja. Vă deranjează dialogul acesta mai sprințar? Uite cum se bagă. Foarte laborioasă prezentarea, dar nu v-ați notat nimic, domnul. Să fiu eu malițios de data asta. Da. Mai sunt întrebări? Joi ne vedem pasiva organizație județeană PSD, așa cum a zis domnul Constantin Avram, ne vedem la Dărmănești. Vă rugăm, o să vă placă. Până la poduri, da. Mergem cu microbuzul, cu toții. Mulțumim frumos, weekend plăcut!